Bună seara și bine ați venit la prima ediție din acest an a proiectului nostru, Mari iubire a literaturii române. Este o primă ediție de ianuarie specială și de suflet. Este o primă ediție dedicată marelui nostru poet Mihai Eminescu. O ediție care sper eu să fie altfel, îmi doresc să fie altfel și tocmai de aceea am și invitat alături de mine două fete minunate, pe Michelle și Lisa Boldoi. Ele sunt eleve și sunt eleve la Colegiul Ecologic, da. Sunt foarte talentate, pictează, Lisa scrie și poezii. Cred că și Michelle, ai niște încercări literare foarte reușite. Și împreună vom încerca astă seară să vorbim despre dragoste și despre poezia lui Mihai Eminescu. Nu este o după-amiază oarecare, a început ziua într-un mare, mare fel cu vernisajul expoziției Mihaelei Martin, de ne-am simțit toți minunat. Mihaela este mama lui Michel. Și am început de dimineață așa cu iubire, cu foarte multă culoare și cu foarte multă bună dispoziție. Deci este un ianuarie dedicat poeziei, iubirii și culorilor de suflet, nu? Pentru noi românii, cred că ianuarie este o lună absolut minunată. Este o lună în care ne înfloresc teii de dor, luna își țese taina din șoapte de iubire, plopii nu au niciodată soț, iar cerul se scaldă în cele mai frumoase nuanțe de albastru, culoarea preferată a poetului nostru național, Mihai Eminescu. Este luna în care luceafărul nu se îndură să mai apună în zori, iar stelele strălucesc mai puternic, mai frumos ca niciodată pe cerul nopții, dar și în privirea lui Emin. Liniștea coboară din toate tăcerile noastre, în tot ceea ce ne înconjoară, pentru a-l putea auzi pe el. Doar pe el, poetul. Am pregătit un material, un colaj de poezii și poezii făcute, realizate de mine, sub genericul, sub denumirea Mihai Eminescu, poetul cu ochi de stele, pentru că așa l-am perceput eu și aveți pe retroproiector o poză foarte frumoasă de-a lui, pe care am descoperit-o anul trecut, în timp ce căutam niște materiale despre Eminescu și îmi doream să găsesc ceva mai deosebit. Este o poză făcută în 1871, dacă nu mă înșel, cred că este la Viena. Are câteva cuvinte în germană, cred, jos, în partea de jos a fotografiei, dar este o poză foarte frumoasă și am adus-o, vreau să vă prezint, pentru că este un Eminescu pe care, sincer, eu nu-l știam ca și trăsături. Cu toții cunoaștem poza aceea foarte frumoasă a lui de când avea 17 ani și de fiecare dată când găsesc ceva deosebit despre el, mă bucur și le aduc tuturor să le vadă. Oricum, se citește așa în privirea lui, se citesc stelele. Eu cred că ar trebui să încep prin a-i mulțumi lui Mihai Eminescu și așa mi-am propus să-mi desfășor emisiunea de astăzi. Să-i mulțumesc pentru că fără el probabil că n-aș fi descoperit atâtea sensuri ale cuvântului dor, atâtea nuanțe ale florii albastre de nu mă uita, atâtea stele pe cer. Fără el probabil că luceafărul n-ar fi avut aceeași strălucire și fără el cu siguranță că am fi fost cu toții ca români mult mai săraci. Cred că
Au fost, mai sunt și acum foarte multe păreri contradictorii în ceea ce îl privește. Nu mi-am propus niciodată să caut la niciun scriitor, la niciun autor, dar mai ales în cazul lui Eminescu, pe care îl iubesc din tot sufletul, aspecte negative sau părți omenești, pentru că toți le avem, și mi-am dorit ca această emisiune să fie un regal de poezie închinat lui, pentru că el este primul nostru semn sfânt în literatură și ca popor. Cu el cred că începe cuvântul dor, cu el începe cuvântul poezie, cu el răsar și apun stelele, cu el iată că înfloresc tăii în luna ianuarie, pentru că este luna în care el s-a născut. Astăzi, în timp ce mă pregăteam să vin la emisiune, am avut așa un flash și am scris două strofe, cred că le voi mai continua, eram pe fugă, aș vrea să vi le citesc. Poezia se numește Dor de Eminescu și exprimă exact ceea ce simt eu acum. Din dor de Eminescu ne-am născut și el ne-a devenit și apă și pământ. Din dorul lui ne-am luat cu toții nemurirea, din stelele ce dulce i-au scăldat privirea. Cuvântul lui ne-a fost mereu iubire și floarea lui albastră, dulce amintire. Azi suntem parcă puțin mai calzi, puțin mai buni, doar cu Emin al nostru în suflet, cel mai ales dintre străbuni. Da, mi se pare că el a fost o personalitate fascinantă prin acest joc al contrastelor care l-au construit și l-au format ca om și ca poet. Mi se pare de o profunzime pe care n-am întâlnit-o la nimeni altcineva și de o frumusețe sufletească pe care rar o întâlnești la un om și la un poet. Dincolo de ceea ce a surprins în poezia sa ca și spațiu mioritic pe care îl cunoștea atât de bine, cred că genialitatea lui constă în aceea de a zugrăvi, de a surprinde aspecte ale istoriei sau aspecte din întreaga lume pe care poate nu le-a văzut niciodată. Și faptul că a reușit să dea atât de bine glas visului și sufletului său îl așează în fruntea culturii noastre naționale. Mai mult decât atât, am observat că toți, dar absolut toți cei care ne numim români, când aud de Eminescu, se însezinează și zâmbesc. Toată lumea știe poeziile, de la cei mai micuți, începând cu 3 ani, și până la persoane în vârstă, care poate nu mai citesc mare lucru, dar pe Eminescu îl citesc și îl știu, ceea ce iarăși este de apreciat. Aș vrea să dau glas acum unei poezii care mie mi este foarte dragă și care se numește Trebuiau să poarte un nume. Este poezia lui Marin Sorescu. Eminescu n-a existat. A existat numai o țară frumoasă, la o margine de mare, unde valurile fac noduri albe, ca o barbă nepieptenată de crai, și niște ape ca niște copaci curgători în care luna își avea cuibar rotit. Și mai ales au existat niște oameni simpli pe care îi chema Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare sau, mai simplu, ciobani și plugari, cărora le plăcea să spună seara în jurul focului poezii. Miorița și Luceafărul și scrisoarea 3. Dar fiindcă auzeau mereu câinii lătrând la stâna lor, plecau să se bată cu tătarii și cu avarii și cu hunii și cu leșii și cu turcii. În timpul care le rămânea liber între două primejdii, acești oameni făceau din fluierele lor jgheaburi. Pentru lacrimile pietrelor înduioșate, decurgeau doinele la vale pe toți munții Moldovei și ai Munteniei și
și ai țării Bursei și ai țării Vrancei și ai altor țări românești. Au mai existat și niște codri adânci și un tânăr care vorbea cu ei, întrebându-i de ce se tot leagănă fără vânt. Acest tânăr, cu ochi mari cât istoria noastră, era Eminescu. Și pentru că toate trebuiau să poarte un nume, s-au numit Eminescu. Aș vrea să vorbim puțin despre Eminescu și ca poet, dar și ca om, pentru că el este încă un mister, deși în poeziile sale cântă iubirea, deși cunoaștem povestea lui de dragoste cu Veronica Micle, rămâne totuși acel regret că iubirea lor nu a fost împărtășită, nu a fost cumva au fost într-un dezacord, cumva momentul pe care Dumnezeu l-a ales pentru ei nu era cel potrivit sau poate nu era locul. Oricum, poeziile lui de dragoste, dincolo de romantismul pe care îl exprimă și de firea lui blândă, exprimă și regretul că ea nu este acolo sau ea nu ajunge la întâlnire. Și aș vrea să o las pe Michel să vorbească puțin despre iubita lui Eminescu. Mi-a spus Michel că te-a atras așa povestea lor de dragoste. Da, m-a atras foarte mult povestea lor de dragoste, pentru că ea l-a iubit foarte mult pe Mihai Eminescu. De asta ea s-a otrăvit ca să moară, ca să poată să fie alături de el. La mănăstirea Vratec, da, la 40 de zile după dispariția poetului, într-adevăr, este o poveste foarte tristă. Așa este. Iar atunci când el s-a stins, ea i-a dus un buchețel pe care l-a aruncat acolo în groapă de nu mă uita. Deci acel simbol al iubirii care până la urmă cred că i-a unit dincolo de stele. Toate poeziile lui sunt legate de ea, sunt foarte mult reprezentate din viața lui și a ei. Și, dar ei... Da, mai ales a doua parte a vieții lui, pentru că așa printre momente care sunt interesante legate de el, să știi că el era un mare admirator al doamnelor și îi plăceau doamnele cu ochii albaștri și părul blond pe care le tot cântă și le descrie în poeziile lui, de să știi că Veronica Micle avea ochii căprui. Da, întotdeauna ni se întâmplă așa câte o chestie de genul ăsta și uite că i s-a întâmplat și lui Eminescu. Ne place un anume tipar, feminin sau masculin, și ne îndrăgostim și devine iubirea în vieții noastre exact cel care iese din tipar. Ai observat? Da. Așa. Profesoara de română mi-a spus că semăn cu ea foarte mult, cu Veronica. La trăsături, da. Și m-a inspirat chestia asta să vorbesc. Să vorbești despre ea. Da. A fost într-adevăr marea iubire a lui Eminescu. Din corespondența lor, care este minunată, și tocmai de aceea am ales această prescurtare de Emin, pentru că știu că ea îl răsfăța așa pe Mihai Eminescu. Din corespondența lor se văd sentimentele foarte profunde ale celor doi, unul pentru celălalt, însă Eminescu este de departe mult mai profund decât ea. Poate că și faptul că ea era căsătorită, poate și faptul că la un moment dat a intervenit boala lui, i-a despărțit, oricum
societatea n-a fost niciodată de acord cu această relație, oricum au fost tot timpul arătați cu degetul, oricum s-a speculat și faptul că ea ar fi avut o aventură și cu Caragiale. Caragiale, pe care îl cunoașteți din fotografii, și ați văzut că el chiar avea o figură de bonom și de... și el era un bărbat foarte elegant și foarte ironic, și el a fost primul care, dincolo de toate, după acea așa zisă legătura a lui, aventura a lui cu Veronica, a început să-l ironizeze pe Mihai, deși erau prieteni, ceea ce nu este un lucru foarte frumos. Se pare că Veronica i-a îndepărtat pe Caragiale și pe Eminescu. Dar, repet, discuții sunt multe, lumea întotdeauna privește circumspect anumite relații sau anumiți oameni și cred că cel mai bine ar fi să-i lăsăm acolo în trecut și să punem în prim plan, în istorie, și să punem în prim plan doar frumusețea iubirilor și unicitatea iubirilor, care, iată, a rămas un mister până în ziua de astăzi. Că s-au iubit, este adevărat, că și ea l-a iubit, este adevărat, și așa cum ai spus și tu, ultimul ei gest a fost unul de iubire disperată, pentru că își dorea să fie alături de el. Și uite, pentru că tot ai adus vorba de Veronica, eu l-am pus în relație cu bunul său prieten Ion Creangă și între ei cumva stă Veronica, pentru că Veronica este iubirea, iar Creangă reprezintă prietenia, simbolul prietenului care i-a fost alături lui Eminescu de fiecare dată, cu sfaturi, cu gânduri, cu nopți nedormite în care își citea unul altuia poveștile și poeziile. Și ce mi-a plăcut foarte mult, de fapt, da, mi-a plăcut că ei se completau și la nivel de substanță, de suflet. Deci, cred, dacă ar fi să esențializez puțin, cred că Eminescu reprezintă focul, lava aceea pe care o avem fiecare dintre noi, în noi, focul acela care arde și creează tot ce înseamnă iubire, iar Creangă reprezintă pământul, reprezintă stabilitatea. Cu Eminescu am început noi a ne rosti, dar și a învăța să ascultăm, iar cu Creangă am început să vorbim ca niște buni prieteni la o șezătoare lângă gura sobei. Și între ei este Veronica. Veronica, fină, delicată, simbolul iubirii de neatins, iată, pentru Mihai. Și interesant este că toți trei s-au stins unul după altul, pentru că, iată, niciunul dintre ei nu a putut să-și mai continue viața fără Mihai. Da? Deci toate au fost, după dispariția lui Mihai, totul s-a cufundat în tăcere și în gri. Exact ce spuneam la deschiderea emisiunii, el este iubirea, nu? Este cel din tâi dor. Spuneam că mă gândeam cum am arăta noi ca popor și cum ar arăta literatura noastră dacă Eminescu ar mai fi trăit 10 ani. Și cred că trebuie să-i mulțumim, pentru că el a apărut într-un context în care aveam nevoie de cineva ca el, aveam nevoie de un suflet atât de deschis și de vast și de frumos, de o personalitate atât de fascinantă, ca să ne poarte înainte, să ne arate cine suntem, să dea un nou sens rostului nostru pe pământ. Cred că nimeni nu poate face mai frumos acest lucru decât un om de cultură, un om cu o gândire atât de deschisă ca a lui. Și tocmai de aceea cred că trebuie să-i mulțumim, pentru că Eminescu este de fapt sufletul nostru, cu tot ce înseamnă frumos, cu tot ce înseamnă spațiu mioritic, dor, doină, poezie și iubire.
Aș vrea să te rog pe tine, Lisa, pentru că tu ai niște picturi absolut minunate și ți le-am admirat, mi-au plăcut foarte mult, sunt aici lângă tine. Pictura aceasta este dedicată poeziei Luceafărul, este o reprezentare a Luceafărului și a Cătălinei. Da, și mai am un lucru tot despre Luceafărul. Am vrut să redau în ea ceea ce a redat și Eminescu în poezie. Ai reușit, să știi, este superbă. Este vorba despre iubirea imposibilă. Adică, cred că eu cu Eminescu m-am conectat de mică. Nu întâmplător am ales poezia Lacu, s-o recit. Poezia Lacu e prima poezie pe care am cunoscut-o de la Mihai Eminescu, prima poezie pe care am avut-o de învățat în clasa a treia. Și, ce frumos, da. Cred că de Eminescu mă leagă foarte multe lucruri, cum de la iubirea pentru albastru, pentru astre cât... Și mie îmi place albastrul, da? Și l-ai reprezentat foarte frumos, deci felicitări. Vreau să-ți spun că prima impresie când am văzut acest tablou a fost delicatețea cu care ai reprezentat apropierea dintre fată și Luceafăr. Deci este o delicatețe și o finețe pe care am regăsit-o și în poezia lui. Felicitări! Deci n-am mai văzut așa o pictură care să-mi vorbească atât de frumos, știi? Mulțumesc. Deci chiar ai reușit. Și nuanțele sunt foarte frumoase. Și cea de albastru, cu cerul senin și cu stelele, și cea de galben. Foarte frumos. Mulțumesc. Lacul de Mihai Eminescu. Lacul codrilor albastru, nu fer galben în carcă, tresărind în cercuri albe, el cu tremură o barcă. Și eu trec de-a lung de maluri, parcă ascult și parcă aștept, ea din trestii se răsară și să-mi cadă pe piept. Să sărim în luntrea mică, îngânați de glas de ape, și să scap din mână cârma și lopețile să-mi scape. Să plutim cuprinși de farmec sub lumina blândei lune, vântul în trestii limfoșnească, unduioasă, apă sune. Dar nu vine, singuratic, în zadar, suspin și sufăr, lângă lacul cel albastru, încărcat cu flori de nufăr. Mulțumim, Lisa! Îți mulțumesc că ai fost alături de mine astăzi. Chiar mi-am dorit să vii la emisiunea mea și să-ți prezint și eu picturile, pentru că mi se par deosebite și mi se pare că tu ești o fată deosebit de sensibilă și talentată. Și multă baftă și de acum încolo. Aștept să mă sun și să-mi spui că ai scris o poezie și să mă întrebi cum mi se pare. Te aștept cu mare, mare drag să schimbăm și părerii în legătură cu poezia. Iată că ne regăsim cu toții în poezia lui Eminescu și undeva, într-un colț de suflet, fiecare îl purtăm în dorurile noastre. Aș vrea să închei această ediție dedicată marelui nostru poet Mihai Eminescu, mulțumindu-i cu tot sufletul și citindu-vă o poezie pe care eu am scris-o acum un an, pe 14 ianuarie 2022. Se numește Luceafărului meu. Este o replică la poezia lui, Luceafărul. Și îmi este foarte dragă pentru că se leagă de fotografia pe care v-am prezentat-o la începutul emisiunii. Eu când am văzut această poezie, am zis, oricum, eram foarte legată și sunt foarte legată de poezia lui. Cred că dacă cineva m-ar pune să citesc o poezie de-a lui Eminescu, n-aș ști pe care să o aleg, pentru că le iubesc pe toate și mă regăsesc în foarte multe dintre poeziile lui. Iar când am văzut această fotografie, am zis, Doamne, bine că n-am fost contemporană cu el, pentru că m-aș fi îndrăgostit cu siguranță de el. Deci atunci când am văzut această fotografie, am avut certitudinea că nu l-aș fi admirat numai ca poet, l-aș fi admirat și ca om. Și sunt sigură că l-aș fi admirat ca om, pentru că din tot ce am citit și din tot ceea ce au declarat contemporanii lui și colegii lui de liceu și de
facultate, era un om blând care știa să asculte și indiferent dacă avea aceeași părere sau o părere diferită de cea a interlocutorilor, niciodată nu aborda problemele decât cu calm și diplomație. Și pentru acest lucru chiar îl admir, pentru că știți că el era un mare iubitor de țară, un mare patriot și a fi patriot presupune de multe ori foarte multă diplomație. Intri fără să vrei în polemici cu diferite persoane, dar Eminescu, dincolo de toate conflictele și de toate polemicile care i s-au deschis, cel mai cunoscut conflict, știți, a fost cu Alexandru Macedonski, o fire foarte aspră și incandescentă, el niciodată nu a abordat altfel. Deci, prin răbdarea lui, prin felul lui de a fi, prin blândețea cu care a abordat această problemă cu Macedonski, chiar l-a făcut pe Macedonski să-i pară rău de ceea ce a spus. Și cred că valoarea nu constă în a te certa cu cineva sau a încerca să dai la o parte pe cineva ca să arăți cine ești tu. Aici a greșit Macedonski, pentru că fiecare are locul lui pe lume, fiecare are locul lui în literatură. Macedonski și l-a găsit și el pe al său, dar ca Eminescu nu este niciunul. Deci, cu tot sufletul trebuie să-i mulțumesc și să recunosc că poate și datorită lui am început să scriu poezie. Aș vrea să închei această ediție dedicată lui și să trec la prezentarea cărții mele, citindu-vă această poezie despre care vă povesteam, Luceafărului meu. Eu te-am visat cândva într-o noapte, cu plete lungi, cu umeri calzi și goi, cu suflet plin de stele și de noi, cu ochii negri, vii, arzând ale iubirii șoapte. Tu mi-ai fost viață, gând și alinare, mi-ai fost doar cer senin și soare, iar noaptea tu mi-ai fost iubire frântă în dorință, mi-ai fost mereu curaj și zbor și neputință. Și n-am știut, sau poate prea târziu am înțeles, că ești al vieții mele, Domn, Eminul meu ales. Când plopii tu îi numărai prin răsărit de stele, eu îl visam pe Cătălin și visurile mele. Și acum, când Cătălin cel muritor s-a dus, când stelele ți închină al lor tăcut apus, aș vrea să cred că numai tu mi-ești aproape, că tu mi-ești vis, că mi-ești hotarul dintre ape. Târziu, în noaptea mea de onix, pe brațul stâng mi-a răsărit o stea, un înger de lumină veghind inima mea. Și abia acum am înțeles cum e să-ți fie dor, să-ți pierzi orice speranță și să te stingi ușor. De ce nu-mi ești? De ce nimic nu-ți poate fi? Nici cer adânc în noapte, nici soare în zor de zi. Tu nu poți cunoaște dorul, nici altă împlinire. De ce nefericirea ți-e soartă în nemurire? În tot ce ești, te simți neîmplinit. Nu poți avea iubire și nu ești fericit. Și te-aș atinge blând, ți-aș da din dorul meu, să-mi fii doar tu luceafăr și vis și curcubeu. Azi știu că nu mai vii, căci tu mă uiți mereu, așa cum eu te simt aproape, mereu, mereu în dorul meu. Azi tu ești doar luceafăr pe un cer aprins de stele, o stea privind spre oameni, plutind în doruri grele. Rămâi cu bine, scump pe min, dulce amintire, tu, floarea mea albastră, poveste de iubire, răsari pe orice cer, dar și în ochii mei, luceafăr printre oameni, visând mereu la ei. Mulțumesc!
Dorința Gabriela Palma e de un trandafir albastru, așa cum spuneai tu, că la trandafirii îți place albastru. Și... Felicitări, draga Mara Luca, este al treilea volum de versuri, da? Dacă nu mă înșel, al doilea, dar ai lansat până acum trei volume oriental, deja este lansat la București. Da, da. Deci nu mă înșel, este al treilea volum de versuri pe care îl lansezi și al doilea la Centrul Cultural Pitești. Felicitări din toată inima pentru demersurile tale, pentru contribuția ta la viața culturală piteșteană și la evenimentele Centrului Cultural Pitești. Mulțumesc. Într-adevăr, ești și ai devenit o colaboratoare de bază a instituției noastre, alături de doamna Mihaela Viorela Martin, aici de față, alături de doamna Loreta Din. Da? Ai atras, iată, și tinerele talente pe Michel, pe Lisa Boldoi, pe domnișoara Lorena, care este și eleva ta. Felicitări din tot sufletul pentru modul în care știi să coordonezi proiectul tău cultural, sugestiv intitulat Mari iubiri ale literaturii române. Te las pe tine în încheierea primei ediții pe anul 2023 a proiectului tău să ne spui ce surprize frumoase ne-ai pregătit pentru anul 2023. Felicitări și mulțumiri, Raluca Hanasandu. Mulțumesc din tot sufletul și eu. Mulțumesc din tot sufletul pentru frumoasa colaborare. Trebuie să-i mulțumesc în primul rând doamnei Carmen Salu pentru că a avut încredere în mine. Și exact cum spuneam mai devreme, și fără oameni de genul acesta, deschiși și frumoși și care au încredere în noi și ne dau acel impuls de a merge mai departe, cred că n-am reușit, pentru că nu suntem singuri și nu putem trăi singuri. Mulțumesc din tot sufletul, doamna director, și pentru mine este o bucurie colaborarea noastră. Tocmai de aceea cred că iese misiunile așa de frumos, pentru că vin cu tot sufletul și cu mare bucurie aici la Centrul Cultural Pitești și cred că de aceea ne-am și strâns toți. Suntem toți pe aceeași vibrație, ca să zic așa. Da, este al doilea volum al meu. Și am vrut să-l lansez astăzi și la Pitești pentru că se leagă cumva prin acest simbol al stelelor de poezia lui Eminescu. Și mai are un simbol, în volum apare și simbolul luminii pe care l-am și al stelelor, și Blaga folosește aceste simboluri, stelele și lumina, și pe undeva se simte coure așa din poezia eminesciană și din cea a lui Lucian Blaga și cred că era cel mai potrivit moment să-mi aduc și eu omagiul și bucuria și mulțumirea acestor doi poeți, dar mai ales lui Mihai Eminescu pentru volumul acesta, Poeme cu ochi de stele. Și la București, la Biblioteca Națională, am avut lansarea pe 15 octombrie și am vorbit despre Eminescu pentru că îmi vine să vorbesc despre el. Este cumva, așa cum spuneam mai devreme, parte din sufletul meu și am petrecut foarte multe nopți în ultimele două veri uitându-mă la stele și încercând să văd luceafărul așa cum l-a văzut el. Și aș vrea, dacă îmi permite timpul, nu vom mai sta foarte mult, aș vrea să rog pe Lorena să vină alături de mine, pentru că ea este eleva mea și și-a dorit din tot sufletul să citească o poezie din acest volum. Michel, dacă vrei să rămâi, poți să rămâi, nu e nicio problemă. Lisa mi-a spus că o să facă schimb de locuri cu Lorena. Și până găsește Lorena poezia la care s-a gândit, aveam un anunț foarte important de făcut. Aceasta este prima ediție a proiectului nostru Mari iubiri ale literaturii române din acest an, dar și ultima, pentru că începând de luna viitoare proiectul se va numi Mari iubiri ale literaturii universale. Se extinde, da. Crește frumos, pentru că nu putem discuta despre o operă sau despre un autor fără să facem conexiuni. Da, foarte frumos. Și iubirea nu are granițe. Deci, surprizele vor continua și cu tot sufletul vă aștept și la următoarele ediții, care sper să fie cel puțin la fel de reușite și de frumoase ca cele de anul trecut.
să avem cu toții un an bun și frumos și roditor în cultură, pentru că este foarte, foarte important să avem oamenii de cultură, oameni care, cărora le place literatura, poezia, arta, pentru că fără ele lumea ar fi gri. Iată că ziua aceasta care a început cu ploaie și care se contura de dimineață așa gri, pentru că n-am văzut soarele printre nori, a devenit o zi plină de culoare și de bucurie datorită oamenilor alături de care am fost și datorită evenimentelor de astăzi. Și chiar vorbeam cu Mihaela, ce frumos ne-am întâlnit cu toții aici. De dimineață am fost la vernisajul tău, acum este expoziția, este emisiunea mea, urmează Stelian și suntem toți aici. Este și Loreta, ești și tu, Mihaela, fetițele minunate, nu pot decât să vă mulțumesc. Și o ascultăm pe Lorena, după care vă dedic și eu și îi dedic și marelui nostru poet Mihai Eminescu o poezie cu stele și despre stele. Și o să-i dau cuvântul colegului meu, Stelian Necșoi. Să o ascultăm pe Lorena. Este a mea. Mă întorc din când în când în amintiri, pe malul anul timpurilor noastre. Revăd doar chipul tău, icoana unei mari iubiri, ce-mi zâmbea prin ape limpezi și albastre. Mă pierd prin tine, înfloresc în noi, doar tu mă atingi cu degete de dor. Și ne topim în ape limpezi amândoi. Mă nasc cu ochii adânci de stele, ce fără tine trist să sting și mor. Pe malul dragostei stau iar și te aștept. E liniște și pașii tăi se simt tot mai aproape. Și inima îmi bate tot mai cald și tare în piept. E steaua mea, lucind, tot mai adânc și tainic, printre ale inimii albastre și senine ape. Mulțumim, Lorena. Vrea și Michel să citească o poezie. O să o las să-și aleagă. O să-ți dau microfonul negru, mi se pare că se aude mai bine. Nu vreau să vorbesc foarte mult despre acest volum, pentru că o să-l primiți cu toții și o să vedeți despre ce este vorba. Vreau doar să spun că poemele nu mi le așez în ordinea cronologică, ele au marea majoritate data și ora când le-am scris, dar le așez în ordinea emoțiilor pe care le-am simțit în momentul în care le-am scris. Și volumele sunt o înșiruire de emoții, de momente dragi pentru mine, așa mi le gândesc, să fie frumos așezate așa ca o înșiruire de emoții. Te ascultăm, Michel. Plouă în mine, plouă atât de frumos în mine, iubitule, cu albe flori de liliac și mii de picuri de lumină, ca o minunată sărbătoare a simțurilor ce mă apropie neștiut, imperceptabil, perfumat de ființa ta, izvor de stele, dor și dorință. Izvor de stele, dor și dorință. Mulțumim, Michel. Vă mulțumesc mult, fetelor, că ați fost alături de mine. O să vă chem și la următoarele mele lansări. Și aș vrea să închei acum printr-o poezie pe care am scris-o pe 14 octombrie. Tot așa, mai vin flash-uri din acestea de inspirație când avem câte un eveniment deosebit. Am scris-o pentru lansarea de la București. Se numește E anotimpul stelelor. Și cred că este potrivită ca final al emisiunii noastre și în deplin acord cu sufletul lui Eminescu. Chiar amintește de Eminescu această poezie. E anotimpul stelelor acum. Ne întoarcem către noi și ne găsim alt drum. Ne țesem gânduri albe din stele ce nu sunt și respirăm lumină din ceruri pe pământ. E anotimpul stelelor de foc, când orice stea micuță își află al ei loc. E anotimpul stelelor ce cântă a iubire, sub bolți adânci de ceruri, mustind a nemurire. E anotimpul stelelor de dor,
ce se aprind în inimi, ce niciodată nu mor, ia notimpul stelelor din noi, ce-și caută lumina în muguri dulci de ploi. Ia notimpul stelelor acum, ne întoarcem în iubire și ne croim alt drum. Ia notimpul stelelor, ce doar în zori sclipesc, aprinse în poeme de dor nepământesc. Mulțumesc! Numai puțin. Despre volum nu vreau să spun foarte mult. Mi-este foarte dragă, a apărut într-o editare frumoasă la editura Izvorul Cuvântului și aș vrea să-i mulțumesc și prietenului meu Stelian Necșoi pentru că mi-a făcut un cuvânt înainte foarte frumos și el și doamna Daniela Voiculescu, căreia nu am apucat să-i mulțumesc pentru acest cuvânt înainte și pentru cel de la Oriental, dar Oriental va fi data viitoare, o să mai avem o lansare. Și doamna Daniela Voiculescu a fost și în spatele câtorva emisiuni, am avut niște discuții foarte frumoase cu dumnea ei, chiar și cu aceasta cu Eminescu mi-a dat niște idei foarte frumoase de poezie, are o poezie a ei, a sufletului ei special, așa, și chiar aș vrea să-i mulțumesc în mod deosebit. Cuvântul înainte i-a ieșit foarte, foarte frumos, m-a intuit așa pe mine ca sensibilitate. Și Stelian a scris foarte frumos și m-a susținut și la lansarea de la București. Stelian, mulțumesc din tot sufletul. A fost o lansare deosebită și la București. Știu că ai vrut să vii și acum pe scenă, dar te-am lăsat pentru că tu ai emisiunea acum după mine și te-am lăsat să te pregătești pentru emisiunea ta. Oricum, tuturor oamenilor minunați din viața mea și tuturor celor care au contribuit la realizarea și la apariția acestui volum, le mulțumesc cu tot sufletul meu. Sper să mă ridic la înălțimea așteptărilor și a dragostei pe care mi-o ofer în fiecare zi. Și ca să închei așa frumos, pentru poetul nostru cu ochii adânci de stele, îi mulțumesc domnului Eminescu pentru că a existat, pentru că s-a născut pe acest pământ și pentru că ne-a lăsat pe noi să îi ducem mai departe dorurile. Mulțumesc! Mulțumesc.